În seara aceasta vreau să vă invit să privim măcar la două familii și pentru ca să ne aducem aminte mai ușor o să iau ambele familii dintr-un capitol 25. În ce dată suntem azi? 25. Poate că e mai ușor de ținut minte. Așa că dacă vreți să deschideți scriptura, o deschideți prima dată în Geneza, capitolul 25. Eu o să fac referire mai mult la a doua parte a capitolului. În capitolul acesta ne este prezentată o familie, tata, mama și doi băieți. Ne pare rău fetelor că aici nu apare nicio fată, dar nu vă excludem. Așa a fost situația aici ca să nu iasă rău pentru mine și să iasă bine pentru voi, vă dau ocazia să alegeți care membru din familie vă reprezintă. Cum îl chema pe tata? Dacă vă uitați în Biblie, o să vedeți mai mult decât la mine. Ia gândiți-vă, cum îl chema pe tata? Cum? Din text. Nu, 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 că Avram era... A, aici e vorba de băiatul lui Avram, da? Pentru că este vorba de Isaac, pe soția lui, cum o chema? Aia cu oile. Rebecca și pe băieți? Iacov și Esau. Bun. Cam lămurit asta, deci îl avem pe Isaac, o avem pe Rebecca, îl avem pe Esau și îl avem pe frate so, da, pe Iacov. Dacă ați putea alege, în papuci cui ați vrea să fiți? Cine ați vrea să vă reprezinte? Care v-ați gândi să, că ar fi bine să fiți în locul lui Isaac? Să spui, frate, pe mine mă reprezintă Isaac. Vă mai gândiți. Care ați vrea să fiți în locul mamei? Rebecca. Ăștia nu erau pocăiți, erau... Adică erau aleși și Domnului, știi, ca să... Ca Iacov, ați vrea să fiți careva? Vă ați vrea ca Sfântul Iacov. Și ca sau? E bun. Am stat și m-am gândit că mi-a venit ideea pe scaun acolo, dacă ar fi să mă așez unde m-aș așeza. Deocamdată în papucii nimănui. Să vă spun de ce. Pentru că la momentul în care vorbesc eu și găsim scris în Biblie, Isaac era alesul lui Dumnezeu, făcea parte din planul lui Dumnezeu. Trebuie să fac precizarea că a avut o tinerețe foarte frumoasă a trăit în sfințenie lângă Dumnezeu. A așteptat pentru însurătoare până când Dumnezeu i-a găsit nevastă. S-a căsătorit mergând pe mâna lui Dumnezeu prin călăuzire. Dacă vă uitați când se spune toată istoria aceea, zice că a venit robul care a fost, i-a spus tot ce s-a întâmplat și tot ce s-a întâmplat era în capitolul 24, unde se vorbește despre călăuzirea lui Dumnezeu clară cu lux de amănunte. Și omul acesta își ia mireasa pe care o aduce Domnul, o duce în cortul mamei lui, o iubește, adică este un început super fain. Și știți cum îl văd acum? Un bătrân dezorientat, destul de debusolat, care face alegeri și în funcție de ce vânată îi dădea băiatul și câte sarmale îi dădea sau mititei. Și așa mai pe românește un om care ajunge să fie prostit așa, bine de tot. Știți toată povestea, cum el vrea să dea binecuvântarea la un prunc și e mințit și nu are niciun discernământ. Păi acum am zis, băi, bătrân sunt. Dar nu mi-aș dori să fiu așa un debusolat, unul care să n-aibă nicio perspectivă a lucrării și să mă prostească lumea cum vor ei cu toate astea. Deci în papucelul ăștia, lui ăsta nu vreau să fiu. E bine că nu sunteți bătrâni, dar am o rugăminte. Rugați-vă lui Dumnezeu când ajungeți la bătrânețe să nu fiți așa. Din punctul meu de vedere, eu nu judec, dar nici nu pot să spun altceva. Din punctul meu de vedere, să trăiești o viață frumos și apoi la bătrânețe, să nu mai ai niciun discernământ. Adică, fără răutate, m-aș putea întreba, bă, frate, ce faci tu în relația cu Dumnezeu când vine ăștia și te prostesc așa tare de tot? Nu, Doamne, nu mă lăsa, n-aș vrea să ajung. Deci, în papucii lui nu mă -aș așez pe nevastă să ați luat-o careva să vă reprezinte. Nu, sora, nu, nu-ți place de ea. Dar de ce nu-ți place de ea? Păi vreau să vă aduc aminte și sper unii să țineți minte ce vă spun că veți îmbătrâni și voi. Spuneți-mi, dacă vă întrebam, ați vrea să vă reprezinte Rebecca tânără, ați fi vrut? Ah, Rebecca tânără, pe lângă că era frumoasă și toate. Bine, nu vă placea chestia cu la banda. Băi, frate, ce o femeie serioasă, temătoare de Dumnezeu, care așteaptă căsătorie în voia lui Dumnezeu. Și sigur, nu la asta s-au gândit surorile, dar unde ar fi vrut cu ea în tinerețe, că și se căsătorește cu un bogat și frumos. Da? Dar asta nu le interesează pe suror, da? Bun, o femeie de genul acesta să ajungă după ani de zile... Când să facă diferență între proprii ei copii și să-L învețe pe copilul ei. Păi copile, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, fură, minte, fă tot ce poți, te ajut și eu, uite așa se câștigă binecuvântarea lui Dumnezeu. Surorilor, mi se pare normal pentru o mamă să îi dorească copilului binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin? Bun, și ce îl învăț pe copil să fure binecuvântarea lui Dumnezeu? Să umble cu minciuni, cu șmecherii, cu toate astea? Adică aș întreba-o așa la un suc, aș întreba-o de a-și întâlni o soră, am tot respectul, de câte ori am vorbit despre viața ta frumoasă în tinerețe, ce te-a apucat. Deci nici ca ea nu vreau să fiu. Nu, nu, nu vreau să fiu, deci nici ca ea. Păi atunci, cu cine să fiu? Ha, e bine că m-ai scos frate dar încă n-am ajuns la familia aceea da? deci sunt la familia știți de ce mă frământă pentru că eu privesc cu multă seriozitate următorul aspect vorbim de oameni aleși de Dumnezeu vorbim de oameni care fac parte dintr-un plan dintr-un legământ vorbim de oameni care au trăit atât de frumos o bună perioadă din viață și nu cred că le-a fost ușor și să ajungi în halul acesta mă gândesc la ei și de asta mă gândesc la mine. Sigur, aș pleca cu următorul adevăr. Poate pentru tineri, iau din partea frumoasă vis-a-vis -vis de familia aceasta. Dumnezeu răspunde celor curați și sinceri. Amin? Deci aduce ceva minte, el era, habar n-avea fata unde, el nici nu știa despre fată și Dumnezeu când sosește vremea, Dumnezeu îi aduce împreună pentru că Dumnezeu e bun și credincios. Levi să fie Domnul. Spuneți-le tinerilor încurajați că vorbim despre același Dumnezeu care ne cunoaște viața și îi răsplătește pe cei care trăiesc curat și așteaptă voia Lui. Slăviți să fie Domnul. Numai că Dumnezeu răspunde când vrea El și cum vrea El, nu cum vrem noi. Dar Dumnezeu răspunde, slăviți să fie Domnul, da? Partea cealaltă, care cred că ar trebui să le o spunem la unii, ca să fim tot cinstiți, vedeți, Isaac era în vârstă de 40 de ani când l-a luat o de nevastă pe Rebeca, vorbesc de în versetul 22, și imediat spune că nevasta nu putea să aibă copii. Și atunci am zis, măi uite cât de frumos trăiesc ăștia, cât de curat, cum... De unde e ideea asta că dacă ești al lui Dumnezeu nu o să ai nicio problemă în viață? Eu nu cred că avem voie să spunem astfel de lucruri dacă citim Scriptura. Avem voie să spunem că indiferent ce probleme sunt, Dumnezeu va fi cu noi, slăbit să fie El. Nu putem să spunem că n-ai nicio problemă, că atunci noi pe toți sfinții îi scoatem din Biblie, că toți au avut probleme. Nici n-aș vrea uneori, și asta ar trebui să fie și ca încurajare pentru noi, nici n-aș vrea uneori să transmitem ideea asta că dacă e aparții lui Dumnezeu și ai trăiști, trăiești o viață curată, Dumnezeu îți ascultă rugăciunile imediat. Parcă v-am spus eu sau cu eu fi spus, la început parcă așa mi-a fost ciudă un pic când spune Isaac s-a rugat Domnului pentru nevas să căcerea stearpă, Domnul a ascultat, să s-a rebec, a rămas însărcinată. Când am citit eu în tinerețe, zic, ia uite -mă cum îi ascultă Domnul pe unii ăsta s-a rugat și gata nevasta. După asta citești cum mai încolo, păi stai un pic, ăsta avea 60 de ani când s-a născut băieții. Păi mă duc înapoi, Isaac era în vârstă de 40 de ani. Păi m-am gândit eu, mă, nu cred că asta a fost gravit de 20 de ani. Și știți ce am înțeles? Că Dumnezeu ascultă, dar cât s-a rugat omul ăsta ca să-l asculte Dumnezeu? Scrie, frate, de la 40 sau matale, dacă am fi numai noi doi, te-aș întreba, crezi că ăsta s-a căsătorit ca să stea călugăr? Ăsta s-a căsătorit că eu trebuie nevastă, da? S-a culcat cu nevastă, nu a rămas însărcinat. O dată, de două ori, te prins că nu rămâne însărcinată, da? Și probabil avem acolo vreo 19 ani sau cât de rugăciune în care omul acesta spune, Doamne, Tu poți, eu cred? Păi mie nu vine să aștept nicio oră. Mi se pare mult să aștept o zi, să aștept un an. Păi întreb, Doamne, ce faci, da? 19 ani, ca să nu vorbesc de alți ființi, cum ar fi Zaharia și Elisabeta, care cât s-au rugat? O viață întreagă? Până când Îngerul spune rugăciunea ta a fost ascultată. Deci, n-are rost noi să spunem neadevăr, numai de dragul de a face pe cineva fericit, dar nici nu avem voie să spunem că Dumnezeu nu se implică. Dumnezeu ascultă, Dumnezeu se implică, dar la vremea lui. Dumnezeu e credincios. Problema este dacă noi suntem credincioși. Deci familia aceasta începe bine cu greutățile lor, dar cu prezența lui Dumnezeu. Iată că se nasc doi copii, da? Și din câte știm noi se nasc sănătoși și este bine, cresc sănătoși și este bine, ceva de ale traiului au avut, ce ziceți? Păi bunicul o a avut ceva Avram sau nu a avut? Adică știți că atunci când s-a dus robul pe era ca mult în cont, da? Să notați și lucrul acesta, că e foarte interesant. Deci cel puțin copiii aceștia, pentru că îi lasă mare parte din averii, o lasă la pruncul acesta, favorit ales, au început cu o viață bună. Dar dacă o să vă uitați mai târziu cam cum au ajuns, că viața e foarte interesantă și pe unde te trece Dumnezeu și unde îți cere credincioșie. Ei și ajungem în faza, că aici vreau să ajung eu, în faza când copiii aceștia sunt mari. Și în mod deosebit scriptura vrea să ne prezinte o zi sau o parte din zi. Versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânat, adică era un om realizat, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, Iacov era un om mai liniștit, care mai mult pe acasă, în corturi, da? Lucru care nu sună frumos, Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebecca însă iubea mai mult pe Iacov. O iubire cu interes fiecare, da? Și acum vine faza. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Până aici e totul normal. Vie acasă rupt de oboseală, frate o pregătește mâncare, tu ești flămând și îi faci o propunere fratelui tău. Mi se pare normal, frate, să discutăm. Dăm -mi și mie un castron de ciorbă, da? La ce v-ați fi așteptat uh, din partea fratelui? Păi cel mai normal lucru, noi suntem doi la părinți. Adică nu suntem frați vitreci, nu suntem, suntem doi copii la părinți, tu ești flămând, eu am, nici nu se pune problema că mă duc, mă împrumut la bancă, nu se pune problema. Cam am o singură farfurie de mâncare și dacă ți-o dau, ți-e mor eu de foame. Tu ești într-o zi nefericită din viața ta, iar eu sunt într-o zi în care sunt binecuvântat. Nu era cel mai normal lucru ca un frate să-i dea celuilalt? În cazul că unii l-ați ales pe ăsta mai micu, nu cred că l-ați ales bine. Sau poate că l-ați ales bine. Știți cum îl văd eu? Un profitor la maxim de necazurile altora. Te-am prins la necaz. Când ești la necaz, nu există tată, nu există mamă, nu există așa. Domne, mă interesează ce câștig eu. Și dacă acum pot lua pielea de pe tine, acum o iau. Știți care este întrebarea mea? Credeți că noi avem profitori? Nu cred că am pus bine întrebarea. Credeți că noi, sunt, noi suntem profitori? Știți că e bine, dar nu înseamnă că e bine. Știți cum, nu, știți cum numesc eu generația noastră, de multe ori, cu rușine? Profitori de Dumnezeu. Și vă spun cum îmi dau seama de lucrul acesta. Mă gândesc la rugăciunile noastre. Mă gândesc la ce ne interesează, ce ne produce bucurie și ce ne produce durere. Și la noi rugăciunile noastre sunt numai în dreptul ăsta, Doamne, dă. Doamne, fă. Doamne, adaugă. Doamne, ai zis că ești bun, ai promis și pentru că știm că Dumnezeu e bun și e milos și îndelung răbdător și bogat în bunătate, vrem să profităm la maxim de Dumnezeu de bunătatea lui, de iertarea lui, de dorințele lui, de toate astea. Vi se pare normal? Știți, modelul nostru, zicem noi că modelul nostru suprem este Isus Hristos, corect? Spuneți -mi mie când și de cine a profitat Domnul Isus Hristos. Dar putea să profite. Păi când venea un bolnav la el, putea să profite Domnul de bolnav. Când venea o femeie necăjită, posedată de Duh, putea Domnul să profite de ea. Ascultați-mă! Domnul nici măcar în relația cu Tatăl n-a profitat. Nu-l vei vedea niciodată pe Domnul Isus Hristos mergând să lucreze la coarda iubirii divine. Părinte, mai trimis din cer, năcazurile de aici, tu știi ce am lăsat eu dincolo cu și acum nu ești tu lângă mine, nu-L vei vedea pe Iisus niciodată profitând nici de Tatăl, nici de puterea Lui, nici de statutul Lui, nici de ucenicii Lui, nici de faptul că unii îl iubeau și sorbeau cuvintele de pe buze. Vă întreb eu oamenii aceia, pentru care a făcut atâtea Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu un pic ar fi umblat la o coardă sensibilă, făceau ceva pentru Iisus. Ar fi pus mâna la mână să-i cumpere un măgar de călătorie, ceva, la... Da. O haină în plus, ceva, da, da. Să-i plătească o noapte la hotel în Samaria, ce zice, s-ar fi făcut o colectă. Nu-l văd, eu cred că Iisus a primit cadouri dar nu-l văd pe Iisus niciodată profitând de cineva. Și atunci mă întreb, cum pot eu să mă asemăn cu Domnul Iisus Hristos când pe mine mă caracterizează o astfel de situație? Păi atunci nu-s frate cu Iisus, știți cu cine sunt? Cu ăsta care te prinde de călcăi, care în tot ce face trebuie numai să iasă lui să fie bine. Ce treabă am eu cu voia Tatălui, cu împărăția lui Dumnezeu? Vreau să vă întreb, că nu-i vorba de zona voastră, că eu totdeauna vorbesc la sute și mii de kilometri de departe. Credeți că sunt oameni care profită de biserică? Numai ea de în afara bisericii vă referiți? Sora zice aici, dar e bine că nu vedeți care e soră. hai să vă întreb așa, credeți că sunt slujitori care profită de biserică? Da, spre rușinea noastră sunt. Dar credeți că sunt biserici care profită de slujitori? Ha, întrebați-mă și pe mine. Știți că fiecare cu papuciul lui, da. Că știi că e omul lui Dumnezeu, că asta, că asta, că e cu inima bună, că e milos. Că... Păi măcar să avem curajul să spunem, vă frate, noi acolo ne încadrăm. Dacă spuneți, frate, eu ca nu-l pe Iisus ca exemplu, că el e desăvârșit. Bun, Pavel, Pavel a fost un profitor? Mă uit la Pavel și când îl aud ce cuvinte folosește, spune, n-am râvnit niciodată la cămașa lui, la papucii lui, la cutare. Păi noi când vedem că unul și-o schimba mașina sau ceva, ferească, domnule. Parcă ni se oprește în gât. Tot. Dacă am putea, măcar dacă nu le putem avea noi, să-i punem bomba, să-i dispară la altă. Dar de ce? De ce? Eu n-aș da vina numai pe mama. Știți, mama l-a învățat anumite lucruri, dar acum avea o vârstă copilașul ăsta. Și acum ar fi trebuit el să judece relația lui cu Dumnezeu, relația lui cu fratele lui. Să fii într-o familie aleasă. Și mă refer la Biserica lui Hristos să trăiești atât de mult în binecuvântările lui Dumnezeu. Să ai experiențe cu Dumnezeu, că dacă vă uitați la familia aceasta, ei vor trece și prin vremuri de criză se vor duce împreună cu copiii în altă parte. Acolo Dumnezeu va binecuvânta că toți dușmanii vor vedea că Dumnezeu este cu voi. Eu cred că și copiii au văzut asta. Măi, ne-a binecuvântat Dumnezeu. Să ai atâția ani cu Dumnezeu, cu o istorie frumoasă și să ajungi într-o asemenea situație? Vreau să vă liniștesc. Să știți că pentru fiecare Iacov este și un Laban. Stați liniștiți. Stați liniștiți. Pentru fiecare Iacov este și un Laban. Și bine ar fi să fie aici pe pământ. Până ne mai putem pocăi. Pentru mine a fost curios când citeam istoria aceasta, ea se încheie așa foarte simplu și foarte frumos. În sensul că e sau a mâncat și a plecat și a împlinit tot. Și frate sau e super. Dragii mei, lucrurile nu se încheie când le încheiem noi. Să credem, păi am reușit, am dat lovitura, s-a terminat. Nu, nu, lucrurile continuă. Viața continuă, nu e totul despre azi, despre ceea ce am realizat azi. Viața continuă și ne urmăresc lucrurile pe care le facem. Și apoi vine veșnicia. Știți care este partea frumoasă la profitorul acesta? Că l-a dus Dumnezeu în situația în care alții să profite de el. Nu, că el a profitat de frate sau câteva minute. Și la ban, știți cât a profitat de el? 20 de ani, așa e soră. Și el va spune după 20 de ani, ai făcut așa cu mine, ai făcut așa cu mine, ai făcut așa cu mine, ai făcut cu mine ce ai vrut. Și ajunge la o concluzie. Dacă Dumnezeu n-avea milă de mine, eram terminat. Și viața lui se îndreaptă atunci când se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, dar ascultați-mă, știți ce înseamnă pocăință, nu ce numim noi astăzi. El când s-a pocăit, s-a gândit cum îndreaptă ce a stricat cu frate -sul. Nu a făcut o simplă rugăciune. Nu, no, Doamne, iartă-mă că am greșit și eu în urmă cu 20 de ani și cine să nu greșească, el îi pregătește lui frate s o tremură izmenile pe el și îi pregătește lui frate s o cadouri și cu tare și cuvinte frumoase și plecăciuni, că el știe că trebuie să se împace cu cel de care a profitat în ziua necazului. V-aș da un sfat, ca să nu ajungem la pocăința lui, să nu facem faptele lui. Iar dacă undeva le-am făcut, hai să ne pocăim. Că una e să te întâlnești cu Esau și alta e să te întâlnești cu Dumnezeul dreptății. Da, asta e partea faină. Vă dați seama că acum ajung la Esau. Esau, dacă ăsta era profitorul, care era problema cu Esau? Știți problema care o văd eu la Esau? Că el a privit totul printr-o singură zi. Care zi? Azi. Păi încă o dată, omul ăsta nu avea câțiva nișori. Omul ăsta era matur. În toți anii de existență i-a purtat Dumnezeu de grijă. Și acum ce? A murit Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Dacă odată n-a prins vânat, el i terminat? Uitați-vă că decizia pe care o ia, el face o propunere, frate, să o pune prețul. În loc să vină în iubire, cum ar trebui să ne comportăm unii pe alții în iubire și ascultați-mă, după gândirea Domnului Iisus Hristos, ar trebui să fim fericiți, că putem, da, nu că avem nevoie. Deci fericirea nu este să primești tu blidul de linte. Asta e o fericire mică, fericirea mare, știți, care trebuia să o aibă frate, să... a ajuns fratele meu în necaz și Dumnezeu, îmi dă mie favoarea să-L ajut pe fratele meu, să-mi demonstrez iubirea. Știți cum traduc eu asta vis-a-vis -vis de viața de familie, ca să vă trezesc un pic? Cu cine să încep, cu frații sau cu surorile? Hai să încep cu surorile, că pică mai bine. Unele vă plângeți, dar nu de aici, unele așa, că n-aveți cei mai bun soți de pe fața Pământului, așa-i? Acum nu știu că voi vi-ați luat, voi ați format, i-ați formatat, i-ați virusat, i-ați devirusat, dar asta e problema voastră. Dar v-ați gândit cu următoarea mentalitate să spui, frate Iuga, știi ce bine binecuvântată sunt. Cum, soră? Mi-a dat Dumnezeu unul destul de prăpădit. Și mi-a dat mie harul să-l pun pe calea dreaptă. Să-i arăt ce înseamnă să fie a lui Hristos. Nu trebuie să mă duc mizioara în Africa, am pe de, de lângă mine. Nu trebuie să plâng pentru alții, că pot plânge pentru el destul, dar toate lacrimile mele vor fi numărate de Domnul și răsplătite și mărgăritare. Să spui, Domnul mi-a dat în casa mea unul și am cu cine lucra. Mi-a dat terenul și de evangelizare și de sfințire și toate. Și îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt eu în locul lui. Să fiu eu necăjită, eu care n-am minte gestură. scuzați fraților, eu care așa mulțumesc lui Dumnezeu că El a investit în mine și eu am harul să investesc în El, care e soțul meu, tata copiilor mei, A zis ce frumos v-am pictat. De, nu așa gândesc nevestele alea de da, sigur, sora, da. Și bărbații care n-aveți neveste perfecte, de ce nu gândiți așa, să spui frate Iuga? Mi-a dat Domnul una mai guralive. De atâta ai mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o mie în -o, o la altul. Că de-o la altul, le îi dădea cu castroanele în cap, că nu putea. Dar să eu m-am obișnuit cu muzica asta, știi, chiar îmi place câteodată. Și o ascult și mă rog pentru ea, Domnul să o binecuvinteze. Mi-a dat una care e mai cheltuitoare, dar slavă Domnului că mi-a dat o mie. De-o dădea la un năcăjit, ce cheltuia? un nenorociți, dar pe mine Domnul m-a ajuns să câștig, iar, iunie, cheltui, ia iunde, cheltuie, ia cam amândoi suntem fericiți și Domnul vă la în viața noastră. Mi-a dat una care nu e chiar așa spirituală ca mine, dar frate, așa am devenit și eu păstor, profesor, îi explic ei cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu așa ar trebui să gândim noi. Deja voi vă gândiți ce am băut. Nu, nu, am mâncat, ok, da, da. Nu vă spun ce, că după asta toată lumea se uită la predică ce a mâncat, dar se întreabă unde. Dar a mâncat bine, stați liniștiți, deci ok, predica o să fie lungă. Deci ăsta care ar trebui, copil de pocăit, o crescut, e harul lui Dumnezeu, ăsta care trebuia să aibă iubire de frate și să ofere cu bucurie, să spună, Doamne, îți mulțumesc că fratele meu nu s-a dus la un străin. Apropo, v-ați gândit vreodată dacă se ducea Esau... La un străin. Și îi spunea la un prăpădit din ăla, din Canaan, de unde o fi fost ei, să spună, băi, mor de foame, Dăm -mi și mie o felie de mămăligă cu ceapă. I-ar fi dat păgânul? 99% da. 99% da. Știți cine i-a dat? Fratețul. Că lui frate-s-o trebuia să iasă ceva. Încă o dată, n-am treabă cu Iacov că își dorește binecuvântarea. Dar binecuvântarea nu se fură, frații mei. Binecuvântarea mea nu depinde de umilirea voastră. Dacă Domnul vrea să mă ridice, nu trebuie să vă înlească pe voi. Mă ridică Domnul, slăviți să fie El. Iar dacă Domnul vrea să mă zmerească, nu trebuie să mă zmeriți voi. Că mă zmerește Domnul. Noi nu mai luăm nimic în relația cu Domnul. Deci, dacă ăsta vi s-a părut că e bine să ne întoarcem. Dar la Esau sau asta văd eu o problemă. Cum a fost el? El la el totul e ziua de astăzi. Totul e ziua de astăzi. Acum am nevoie de ceva. Și pentru a mă împlini nevoile prezente, nu contează care este prețul. Din potrivă, când vine o și spune îmi dai dreptul de întâi născut. Ascultați gândirea lui. Iată-mă, sunt pe moarte, la ce slujește dreptul acesta de întâi născut? Asta mi se pare o întrebare foarte greșită. Pentru că el, de fapt, spune așa, la ce slujește astăzi dreptul acesta? La ce slujește acum dreptul acesta? Dar dreptul acesta trebuia să-ți slujească în primul rând azi și acum sau când? Dar știți cât dreptul acesta era valoros în viitor? Nu acum. Dar știți câți pocăiți care îmbătrânesc în biserică îi interesează doar astăzi? Și se întreabă, frate, la ce că copilul Domnului dacă azi ești bolnav? La ce îmi slujește mie că copilul Domnului dacă nu mă împlinește Domnul toate dorințele? ce îmi slujește mie cam am Scriptura dacă nu înțeleg eu toate lucrurile și nu se împlinesc toate în viața mea acum? Vreau să vă întreb ceva. Dacă vă uitați la oamenii dinaintea noastră, la sfinții pe care noi îi apreciem, v-ați gândit vreodată ce se întâmpla cu ei dacă ei puneau întrebarea aceasta, la ce slujește azi? Nu v-ați gândit niciodată la noi? Știți că noi a trebuit să asculte de Dumnezeu o perioadă foarte îndelungată de timp. Dacă noi într-o zi spunea, păi Viorele, la ce îmi slujește mie, măi, că fac corabia asta? Nu mă ajută nimeni. Toată lumea bă, corește. Ăștia zic că îți dus cu plută, îți dus cu capul, ce fac eu pe acolo, acolo. Trebuie să fac sacrificii în familie. Nu mai am nicio diversitate. Eu am numai planul lui Dumnezeu și construcția și toate astea. O zi, o săptămână, un an, zeci de ani. Păi nu să o fi întrebat niciodată și Viorele, la ce mă ajută pe mine azi că eu îmi investesc viața și mirosesc anii și banii în lucrarea aceasta. Și dacă ar fi pus întrebarea cineva ar fi trebuit să-i spună înțelept, noie, nu e vorba de azi. Corabia nu te ajută azi. Corabia are un alt scop, să te ajute când? Când vine mânia lui Dumnezeu și se dezlănție. Atunci ai nevoie de o corabie. Numai până atunci trebuie să o faci. Și dacă întrebi la ce mă ajută azi, teoretic spui la nimic. Deci eu spune, te ajută să faci lucruri bune. Dar altfel ce ai face? Prostii dacă tot nu faci lucruri bune. Dar tu uite te în viitor, când va veni mânia lui Dumnezeu, atunci te întrebi, măi, la ce m-au ajutat toți anii ăștia? Păi spui, m-a ajutat ca să fiu salvat. M-a ajutat ca să-mi salvez familia. Lasă m-a ajutat. Știți, lumea s-a modernizat, așa văd eu, era o vreme când se construia pe stâncă, pe temelie, nu? Și nu mai deștept, că totdeauna sunt băieți din ăștia mai deștepți, așa cu tot felul, eu spun, băi la ce mă ajută pe mine chestia asta? Că sap eu atât am pământ, parcă scârte-ți acolo, mai că eu îmi trag aici așa, o iau de la nivelul ăsta sus. Și eu cred că o vreme chiar unii l-au invidiat. Eu scă, Bă, ce deștept e ăsta? Dar știi, temelia nu i pentru zilele bune. În zilele bune stă și cortul pironit acolo cu două cuie. Știi când te ajută stânca, temelia, fundația puternică? Știi când te ajută? Când vine cu tremurul. Când se clatină, când vine furtuna, când vine uraganul. Atunci vezi care e diferența. Dacă eu gândesc doar prin ziua de astăzi, e clar că voi lua decizii greșite. Știți care a fost problema mare a celor care călătoreau din Egipt spre Canaan? Știți care a fost? Azi. Frate, zic, te duci pe țara promisă. Lasă-vă cu țara promise. că eu crăb de foame aici. Nu vezi că Dumnezeu nu-mi dă castraveți? Cum? Zice, i-am avut, în Egipt am avut, frate. Dar zic, în Canaan te așteaptă, o să băi, Egiptul lasă, mă, că au rămas în urmă, Canaanul e departe, pe mine mă interesează castraveții când? Azi, prazul, azi, apa, azi, toate mă interesează acum. Și dacă Dumnezeu nu mi de acum, atunci dau cu toate la pământ, murmur, fac revoltă, mă întorc înapoi, orice, pentru că pe mine nu mă interesează să-mi fie bine acolo și atunci. Pe mine mă interesează aici și acum. Dacă ar fi fost singurii. Eu mă gândesc la Avram, să te cheme Dumnezeu dintr-o țară prosperă, să ai o situație materială bună de tot, să ai pace, liniște și să spună Dumnezeu, ia cortul în spate și pleci și asculți de mine. A, e frumos când Dumnezeu spune, te voi face o binecuvântare, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în familia ta, asta sună foarte fain. Dar când? călătorești printre străini, n-ai niciun petic de pământ tău. Știți că atunci când îi moare nevastă, el nu are o parcelă în care să-și îngroape nevastă. El are promisiuni. Dacă omul ăsta spunea într-o zi, Doamne, eu m-am săturat de promisiuni. El e faine, dar eu tot cu promisiunile, mai ales când îi spune Dumnezeu că peste -o 400 și ceva de ani. Păi cum adică peste 400 și ceva de ani? Pe mine mă interesează astăzi. Dacă te uiți la eroii credinței și spui ce au primit azi, cei mai mulți nimic. La toate lucrurile adevărate erau un viitor ați vrea să fiți ca Saul, împăratul, aleși de Dumnezeu. A, depinde în ce perioadă, nu? El era alesul lui Dumnezeu, uns cu un delem tot și ce făcea? Îl fugărea ăsta de noi. Împărat, fără împărăție, fără casă, fără tron, fără sceptă. Păi nu putea să spună David într-o zi, păi verele, Auzi, eu numai cu alegerea lui Dumnezeu, eu m-am, mie îmi trebuie ceva palpabil. Îi tai gâtul lui, dar nu mă îndeamnă toți, bă, Domnul o în mâinile tale, fii deștept. Și... David spune, pe mine nu mă interesează azi. Pe mine mă interesează o viață binecuvântarea lui Dumnezeu. și ca să am o viață binecuvântară lui Dumnezeu, trebuie să merg în condițiile lui. Ați vrea să fiți în locul lui Ilie? Noi așa de frumos vorbim despre Ilie. Ai vrea să fii la pârâu, așa, să depinzi de ciorle alea, să-ți aducă sembiciu. Adică dacă ar fi venit un report, ca în zilele noastre, să ia un interviu, să spună, Ilie, la ce te avantajează că ești profetul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu? Păi ia că la ce mă avantajează. Te muți de acolo în casa unei vădve. Și ce câștigi tu că rămâi în ascultare de Dumnezeu? Păi ce câștigi? Trăiesc din mila Femeia astea. Astea sunt toate realizările? Știți de ce ne plac nouă viețile acestor oameni? Pentru că nu avem doar o zi, doar o săptămână din viața lor. Partea frumoasă pentru noi că la ei s-a încheiat. Și noi spune, stai mă frate, a fost un an așa, a fost 10 ani așa, dar uite-te la final. Adică și eu aș vrea să fiu ca Ilie pe Carmel. Credeți-mă, aș vrea să fiu. Nu ne neapărat să-mi bat joc de ea, dar m-aș bucura Ilie a spus așa, Doamne, astăzi vreau două lucruri. Să vadă lumea cine ești tu și să vadă cine s eu. E clar, Ilie spune, Doamne, vreau să vadă că tu ești Dumnezeu și vreau să vadă că eu o slujitorul tău, nu? Toți nemernici ăștia cu sutele care sunt profeți falci. Și lumea a văzut și cine-i Dumnezeu și cine-i profetul Domnului. Dar după câte zile, Că atrag eu atenția că de multe ori vine câte unul în fața noastră, citește acolo din Iacov. Ilie era un om supus să ceară să biciu, ca noi, s-a rugat și Domnul a dat. Și ideea, fraților, să ne rugăm, să ne rugăm, să stăruim, că s-a rugat de șapte ori și dacă trebuie așa opt ori, eu spun, voi fraților, acolo ați ratat un mic amănunt. S-a rugat Ilie, nu Iuga. Deci Iuga se poate tăvăli pe jos, nu de șapte ori, de șapte sute de ori. Iuga poate folosi cuvintele lui Ilie cât vrea. Dacă Iuga nu-i Ilie, nu vine răspunsul ca pentru Ilie. Dacă să ajungi un asemenea Ilie, ca să ajungi un noi, un Avram, un Daniel sau alții, un Iosif, nu trebuie să vezi viața prin azi. Păi pe bune acum, vreau să vă întreb. Nu v-ați gândit ce ieșa dacă Iosif zicea, păi Viorele, ce-mi folosește mie azi că am visat eu cu stelele, cu vin, că se închină, cu snopi, cu toate astea? Ce-mi folosește mie? Mie mi-ar folosi să mă dau bine cu patroana, o ieși ce trebuie și s fericit, frate, îmi trăiesc ziua și viacul, nu mă mai interesează altele. Dacă, noi, dacă Moi se gândea la prezent. Voi credeți că Moise se alegea să fie cu evreii și robia? Păi trebuie să n minte ca să alegi așa ceva. Sau să ai altceva, să ai minte. Și ce spune Scriptura? Moi se privea spre răsplătire. Și Moise zice, băi verele, nu mă interesează azi. Azi, Egiptul îmi dă ce vrea și cât poate. Și adevărat că îmi dă mult. Dar pe mine mă interesează mâine. Mâine ce mi oferă Egiptul? Nu poate oferi nimic. Ce mi oferă Dumnezeu? Ah, cu totul altceva. Atunci privesc spre răsplătire și astăzi aleg cu perspectiva zilei de mâine și a veșniciei. Asta a fost greșeala lui Esau și o auzim de atâtea ori și o repetăm de atâtea ori. Pentru că nu se termină totul cum credem noi. Uitați ce simplu spune acolo. Esau a răspuns așa, Iacov a zis, jurăm întâi, mă asigur, și tampilăm. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine ciorbă dinte, el a mâncat, a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Zici, bă, e tot normal. Nu e normal. Pentru că vine, vine următorul capitol. Vine apoi Noul Testament și spune, fraților, aduceți-vă minte de Esau. Știți că după ziua aceea a venit o altă zi. Când ce-a vrut? N-a -a mai vrut ciorba. N-a mai vrut nici cazanul. El a vrut binecuvântarea. Și știți ce spune trist acolo? Măcar că o cerea cu lacrimi. Nu s-a mai putut schimba. Pentru cei care credeți că o rugăciune cu lacrimi schimbă, aș vrea să vă mai gândiți. Eu cred în răspunsul lui Dumnezeu. Și cred în rugăciunile cu lacrimi, dacă sunt lacrimi autentice. Dar nu cred că o rugăciune cu lacrimi schimbă chiar totul. Vai, dacă ar schimba o rugăciune cu lacrimi totul, ce fain ar fi. Dar noi credem în asta, să știți. Și să vă spun de unde îmi dau seama că noi credem. Până la un punct ca să nu ne asemănăm cu oia pe care ai băgăm în iad. O să iau așa o săptămână clasică, n-am văzut programul bisericii voastre, de sper să nu-l nimeresc, dar de când vreți să o iau? O iau așa clasic, marțiara, marțiara avem rugăciune în unele biserici, nu? Deci începe așa, mar, marți trăiesc cum îmi trece mie prin cap, fac toate figurile, dar marți seara vin la biserică și ce fac? Fac o rugăciune, am dat și câteva lacrimi chiar sincere. Iisuse, derbedeu ca mine nu iartă, mă nu m-am purtat bine, i-am dat să lui ăla, am făcut, am chelit, am mințit-o pe mama, am făcut dar. Și cum plecă marți seara? Liber și iertați, o rugăciune ne-a rezolvat luni și marți. Mulțumim Domnului că avem și joi seara. Deci asta înseamnă că miercuri și joi putem face iarăși toate prostiile, că joi seara ce facem? O rugăciune cu lacrimi și iară suntem curați ca lacrima. Vineri și sâmbătă băgăm tare cu păcatele, pentru că vine duminică dimineața și ce facem? Mai facem o rugăciune? Deci avem rugăciunea până acum noi evanghelice care ne rezolvă câteva zile. Apoi e rugăciunea care ne rezolvă o lună. Știți care e rugăciunea aia? La cina Domnului. Deci când venim la cina Domnului, înainte de cina Domnului, Doamne, Tu știi, mă cunoști, prăpădit ca mine, nu harul Tău. Și Domnul dintr-o dată șterge toată luna și ne apropiem cu rați de masa Domnului ca lacrima. Și bine că o facem în fiecare lună. Și la Revelion ce facem? Aia e mai tare rugăciune ca aia șterge tot anul. Dacă faci o rugăciune înțeleaptă la finalul 2024, nu contează ce ai făcut, ce mizerie, cât ai făcut de rușine numele Domnului, a familiei, a, a bisericii, o rugăciune făcută cu înțelepciune și cu niște lacrimi, s-o curățat cu buretele tot. ăsta e dilit, fetelor. La Domnul, când o dat el dilit, gata, nu-și mai aduce aminte. Știți ce ne lipsește nouă? Dar aici, dacă am face-o și asta, atunci nu i-am mai putea băga pe ortodox și pe ăștia în Și ce ne lipsește? Rugăciunea din urmă. Când ești pe patul de moarte și știi că Domnul nu mai face nicio minune și ești gata să crăpi, atunci mai faci o rugăciune care să curățe ce? Toată viața. Băi, fraților, vindeți-mi și mie secretul. Vai ce m-aș bucura să fie așa. Nu pentru voi. A, și pentru voi, dar și pentru ce m-aș bucura? Pentru mine. Că nu ar mai trebui eu să fiu chiar atât de atent la toate și să mă străduiesc sau așa. Și după asta nici nu știu eu dacă mi-aș face o fiecare săptămână curată. Că dacă o dată pe lună, ce să plâng eu în fiecare marți, când pot plânge o dată pe lună, tot mi le curăță domnul. Da? După asta ajung la concluzia, ce mă apuc eu să plâng în fiecare lună, mai bine trag o dată la final de an, că <gângă> așa cine ai facultativă pentru unii, mi-am eliberat anul, apoi altul zice, ai mă, tot domnul e bun, fă una la final de viață și ai rezolvat și ești deja în loje lângă Isus. Dacă ne-ar auzi e sau ar zice, pe bă, copii, băgați min mințile în cap. Că la mine nu a funcționat așa. Și când el a cerut-o cu lacrimi, ascultați-mă, eu cred că ce durere au avut omul ăsta. Țineți cont că vorbim de un războinic, de un om care nu era ușor frânt. Dacă te uiți la viața lui, era foarte, foarte, independent. Și să vină el, așa după cum îl știi, te așteptai mai degrabă să-l înjure pe taică sau, ceva. Și să vină să plângă acolo. Și să ajungi la concluzia că, bă, nu funcționează. Să fi fost asta un pocăit din ăsta care au crezut că o rugăciune chiar le rezolvă pe toate. Da, nu e ușor, să nu te uiți la astăzi. Trebuie să recunosc, nu ușor să nu te uiți la astăzi. Vă aduceți aminte ce spune neprihenitul Iov? Iov spune în capitolul 27, vorbește cu Dumnezeu, pentru ce trăiesc cei răi? Azi, ascultați-vă, îi vezi îmbătrânind și sporind în putere. Oia răi, sămânța lor, copiii lor, se întărește cu ei în fața lor. Odraslele lor propășesc sub ochii lor. În casele lor domnește pacea. Auzi, domne, la nepocăiți domnește pacea fără umbră de frică. Nu iau al lui Dumnezeu, nu vine să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori, juncane lor, ăștia era business, da? Își lasă copiii să se împrăște în jurul lor, prosperitate, cântă cu sune de tobă, se desfătează, își petrec zilele în fericire și se coboară într-o clipă în locuința morților. Ascultați ideea asta de a te coborâ într-o clipă în locuința morților, o privește chiar o binecuvântare. Ăștia nu suferă. Nu stau paralizați pe pat, nu beau medicamente, nu umblă pe la medici. Ăștia sănătoși ca tu, nu se distrează au de toate și au dispărut. Ce vrei mai mult decât atâta, da? N-au nicio treabă cu Dumnezeu, nu înalță rugăciuni, și sigur că eu vă spune, Doamne, mă la mine azi. Apropo, așa dacă v-aș întreba, când ați fost pocăiți, ați avut vreodată cioburi cu care să vă scărpinați sau nu? A, încă n-ați avut, da. Să dea Domnul să n-aveți. Dar să știți că sunt pocăiți care nu înțeleg și se scarpină. Nu mai știm noi câtă durere au acolo. Fiecare e cu ciobul lui, cu țărâna lui. Vreți să-mi spuneți că e ușor pentru un om care spune, păi, Fiorele, Băi, mă uit la ce sunt astăzi. Tu îmi spui că sunt alesul lui Dumnezeu, că sunt copilul lui Dumnezeu, că sunt binecuvântat, că sunt iubit, că în Hristos am toate bogățiile. Deci eu n-am cu ce-mi plăti facturile. N-am cu ce-mi cumpăra minimul. O să ne rugăm la final, nu vă spuneam. Adică ne rugam, da. Azi am primit, vă dau un subiect de rugăciune, am primit un mesaj, că frate Iuga, ca să umplem containerul pentru Cuba, că pregătim al treilea container, ne mai trebuie minim 20.000 de euro. Ce facem? Zic, facem. De ce? Pentru că vom vedea. Dumnezeu are resurse lui. Vorbim de oameni care nu că se duc ei să aleagă restaurantele. Dacă ești fericit să primești ca familie un păhărel de ulei pe lună? Dacă ne întrebați ce le trimitem, ce le trimitem? Ce nu vreți să mâncați unii? Orez? Fasole? O conservă ieftină? Le trimitem, adică, mie mi-e și rușine că vă spun, câteodată când te duci la magazin, nici nu alegi mai ceva de calitate. E important să fie ieftin, știi, că le trimiți acolo. Nu știu dacă e cel mai bun lucru pentru frații noștri, da, e bun că... Păi n-ar merita frații noștri din Cuba să spună, bă, asta stai un pic, voi sunteți mai pocăiți ca noi? Și-o spune, nu. Sunteți mai deștepți ca noi? Nu suntem. Sunteți unii mai deștepți ca noi. Și cum, cum trăim noi de pe o zi pe alta? Noi, copiii Domnului. Și voi? Nu știți de bezmete și ce sunteți. Ce răspuns să le dau? Mă gândesc la frații noștri din Coreea, de Nord sau din alte țări unde sunt persecutați să spună, bă, voi vă îmbuibați acolo. Aveți tot timpul liber să vă închinați lui Dumnezeu, să veniți, să faceți tineret, să faceți aia, să faceți aia. Și noi nu avem voie nimic, nu avem voie să avem un nou testament, nu avem voie asta. E normal că te uiți și la azi. Știți ce l-a ajutat pe Iov în toată disperarea lui? La un moment dat are licărirea aceea ce spune, Viorele, știu că răscumpărătorul meu este viu. Și se va arăta când? La urmă se va arăta. Și îmi va fi? Aha. Deci, Viorele, asta mă mai ține cu mintea întreagă. Asta mă mai ține cu mintea întreagă. Știți psalmul în care omul omului Dumnezeu, Exact același lucru spunem Psalmul 73. Doamne, degeaba mi-am curățit inima, degeaba mă păstrez. uite te la cei răi! Și spune, atâta m-am frământat cu asta, era gata, gata să -mi mise? Eram gata să iau decizia, nu mai merge așa. Mă interesează astăzi și trebuie să am astăzi. Și știți, unii și în Scriptură ne găsim că azi, că azi, că Dumnezeu ar trebui... Și zice, știi ce ma? ținut totuși pe cale. M-am dus în casa Domnului și mi-am adus aminte ce? Sfârșitul. Nu azi. Azi nu pot să mint. Azi ei o duc mai bine ca mine. Dar am văzut finalul lor și am văzut finalul meu. Păi apostolul Pavel ce credeți că l-a ținut? Când citești lista de greutăți a Apostolului Pavel, te încruzești. Apropo, să fac o precizare, că eu mai recomand să mai citim și alte traduceri. Poate că pe mine un lucru care cumva mă deranja, că nu îl înțelegeam, nu că nu cred în puterea lui Dumnezeu. Când spune Pavel că a stat trei nopți în adâncul mării, Mă ce a făcut acolo? Și unul că fost morți, și a fost mort, un via După asta am înțeles că o altă traducere nu spune că în adânc așa. Ci spune în adânc în sensul de largul mării. Acolo în mijlocul mării, nu la metri sub apă, ci în mijlocul mării, acolo în derivă. Nu, no, zic că asta face sens. Eu nu știu dacă a fost pe bucată de scândură, l-o fi ținut, -un rechin, ce o ținut, dar... Și când îl întreb pavele, dar cum e? Ce eu privesc la lucrurile care nu se văd. Eu privesc la lucrurile care nu sunt trecătoare. Eu privesc la ziua aceea. Privesc la premiul acela. Păi, ascultați-mă, nici din punct de vedere pământesc. Dacă unii copii nu s-ar gândi la ziua premierii, credeți că ar mai învăța? Adică la mintea unui copil, nu v-ați întâlnit? eu stau, ăștia joacă fotbal, ăștia sunt pe calculator, ăștia sunt pe tabletă și mie mama îmi spune, fă temele, fă meditație, du-te cu tare. Astăzi, dacă te uiți numai la asta, pe păi normal că nu are niciun sens. Că mai fericiți sunt ceilalți. A, când vine ziua examenului, e cu totul altceva. Când vine ziua răsplătirii, e cu totul altceva. Apropo, unii dintre pocăiți, chiar dintre slujitorii, nu au văzut niciodată sensul să dai bani la pensie. Mă azi, bă, frate, pe mine azi mă interesează ce dau eu acolo. Că azi, bă, frate, am cu atâta în plus. Că vine Domnul Iisus, da, Domnul Iisus nu a venit, o ieșit ei la pensie, acum știți ce zice? Păi zic, asta e pensie. Pe asta e pensie după cât ai dat. Că azi o fost mai important decât mâine. Și ai spus, nu, pe mine mă interesează, asta am un suc în plus. Bun, ai azi suc în plus și mâine? Nu-l mai ai. Să nu-l judecăm atât de ușor pe Esau, care n-a fost într-o situație ușoară, dar nici n-a fost într-o situație imposibilă. La el văd problema că și-a luat soarta în propriile lui mâini. Eu mor azi dacă nu îmi dă fratele nu s-o gândi nici să meargă la altcineva, dar totuși copilul acesta a tată. Și de ce nu a discutat cu taică să Din mândrie? Adică într-o familie cu relații normale, nu puteai să spui, o tată, te-am hrănit de atâtea ori cu toate vietățile pământului, acum nu mi-o scos Dumnezeu tău nimic în cale, tu mor de foame. Nu, zic că îmi dă mai tău un sandwich. Dă-mi și mie jumătate, că sprâncă Și după asta s-a un cerb în loc. Pune la pruncul tău, că noi, tot pruncul tău, nu vrea să mă considere frate așa, zilul ăsta, zilul nevastă ta, să zic că lui pruncul tău. Bun, nu rezolv cu tata, mă duc la mamă și spun, mamă, nu sunt eu copilul tău favorit, dar totuși e cu tău, văd că ești și tu o profitoare de... Tu ce vrei să iasă din toată afacerea asta? Dar nu negociez ce mi-a dat Dumnezeu. Sunt în stare să negociez vânatul, sunt în stare să negociez conduita mea, sunt în stare să negociez multe. Nu negociez dreptul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Nu eu am ales să mă nas primul, dar dacă Dumnezeu mi-a dat dreptul acesta, nu renunț la el. Știți care mi se pare mie tragedia mare? Nu asta cu iepurii și cu lintea. Există un lucru pe care teoretic toți îl știm. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele lui, ce a făcut? Le-a dat dreptul. Dumnezeu le-a dat un drept. Hristos le-a dat ce drept? Să se... Nu i-a făcut copiii lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul să se facă. Oare câți mor cu dreptul ăsta în buzunar? Câți își vând dreptul acesta și pentru ce? A, dacă unii ar spune, băi Viorele, astăzi nu rentează să fii pocăit. Cu unii chiar aș cădea de acord. Eu știu ce le spune unora. Astăzi, în anumite circunstanțe, cu dracu ești mai bine. Așa, omenește, vorbim pentru azi, cu dracu ești mai bine. Dar pe mine mă interesează doar azi? Asta ar trebui să mă intereseze. Să zicem, deși eu nu cred asta, eu cred că să fii copilul lui Dumnezeu te avantajează în fiecare circunstanță. Chiar dacă e greu. Că și când plângi, ai cu cine plânge. Ai nădejde, nu vorbești cu pereții, nu îți iei viața, pentru că tu crezi într-un Dumnezeu care face ca toate lucrurile să lucreze spre binele tău și apoi crezi într-o dreaptă răsplătire. Dar dacă noi am zice, frate Iuga, 80 de ani nu mă ajută să fiu copilul lui Dumnezeu, dreptul acesta nu mă ajută, am o întrebare. Dacă vei ajunge în ziua judecății, o să te ajute la ceva? Ascultați-mă, atunci singurul care mă poate ajuta, știți cine este? Iisus Hristos. Acolo nu mă mai ajută mama, nu mă mai ajută tata, nu mă ajută frații, nu mă ajută colegii, nu mă ajută biserica. Acolo sunt eu și Hristos. Și singurul lucru la care voi putea apela atunci, nu o să fie nu știu ce, ci o să fie, sunt un mântuit prin har mi-a dat Hristos prin jertfa Lui dreptul să mă fac copilul Lui și acum dreptul acesta îmi deschide ușa și îmi dă voie să intru acolo și îmi dă voie să rămân acolo. Haideți să recapitulăm puțin. E bine că nu sunteți bătrâni. Dar să știți că bătrânețea vine. Dacă nu vine Domnul Isus, dacă nu plecăm noi bătrânețea vine. Știți ce ar fi urât? Să avem o tinerețe frumoasă. Să avem o istorie frumoasă, experiență cu Dumnezeu. Să nu zicem că suntem ca alții printre. Și la bătrânețe să nu mai avem discernământ, să nu mai avem lumină, să nu mai avem călăuzire, să-și bată joc alții de noi, ca și cum n-am fi avut nicio relație cu Dumnezeu și nu l-am fi cunoscut pe Dumnezeu. N-aș vrea să ajung cum a ajuns bătrânul ăsta. Și nici el nu cred că s-a simțit bine când și-a dat seama în ce stare era. Dar prin neveghere se poate ajunge acolo. N-aș vrea să ajung nici ca soția lui. Când să ajungi la bătrânețe și ar trebui să dai sfaturi bune. Iubire, adevăr, curăție, moralitate să spui copile, nu contează că minți, nu contează că înșeli, nu contează că fur, nu contează numai să-ți se împlinească interesele tale. Deci nu știu câte erau interesele Lui sau cui, Baba încă vrea să tăt la butoane. Baba acum trebuia să le aranjeze pe toate. Înainte de a crăpa ea și a muri, mai trebuia să le coordoneze. Dar în literatura română nu există așa ceva. Un pocăit profitor care abia așteaptă să fie unul necaz ca să mai câștige el ceva. Unii să câștige imagine. Să știți, mă gândeam de multe ori, când erau alții, nu mai vreau să dau nume, necăjiți, și erau necazuri din astea publice. Noi zicem că politicienii profită, știți cum? Adică vine inundație, da, vine necazul în județul Galați, ați văzut toți politicienii să ducă acolo, că pentru ce se duc acolo? Imagine să fie filmați cu tare, tu să-ți faci imagine pe necazul altă. Ăla și-o pierdut copilul, și-o pierdut și, și tu... În care zice să să fie domnul. Dacă mai vin două uragane, mai apar de trei acolo și eu la. Dar la noi nu există pericolul ăsta. Să fiu și eu acolo, eu nu spun că să nu fim prezenți. Că până la urmă, diferența o face inima. Diferența o face inima. Să fiu acolo numai ca să ajung pe ecran, să câștig o imagine în ochii cuiva, sau sunt acolo pentru că simt împreună cu celălalt că e fratele meu poate, cum am zis, să ajung eu mai rău decât un străin, un străin să fie gata să mă ajute. Și ascultați-mă, eu am auzit expresii de genul ăsta, experiențe reale, de la frați. Când frații n-au făcut nimic, poate în gândul lor au zis, bine că te-o blestemat Dumnezeu. Și îmi spunea unul, m-a chemat un musulman la masă. Și eu, făcut ceva, eu lucrat ceva. Și o m am auzit că ai ceva necazuri. Da. Mă scrie, de ce nu mi-ai spus? Asta, cum să spun ție, musulman, s-am ți făcut o lucrare. Și o scos, nu știu, vreo 40.000 de dolari în prima fază. Că ăștia ți ajung în prima fază. Auzi că nu mi au cerut hârtie, nu mi au cerut... Auzi că hai, pune-te pe picioare cu ce ai și în caz că mă suni, mă, nu cumva să nu mă suni. Și când puteam, e pe ce Să eu ca să nu mai aud că vorbește cineva rău de musulmani. Mărturia mea, mă, să nu mai îmi spună cineva că e musulman. Deci eu n-am treabă cu credința lor, eu spun faptele lor, mă, frate, trăite de mine. Da, pe mine nu mă cheamă la luala, pe mine mă cheamă, cum? Iacov. Dacă noi suntem cu nume din astea, asta mi se pare, dar iar nici n-aș vrea că nu zic să ne numim copii. Știți ce, ce ți se pare interesant când ajungi în lumea asta? Când te fură Daniel, când te fentează Samuel, când te scui pe Emanuel, când își bate joc de tine, nu Dalila, Maria. Și te jupoaie cine? sora Marta. Da, ne că, bă, ce am ajuns, oameni buni? Adică, domnule, eu sunt Iacov. Eu sunt patriarh Iacov. Da, frumos. Să mă ferească Domnul să mă gândesc doar la ziua de azi. Și să uit că există un mâine și există o veșnicie. Am zis că o să vă zic măcar două familii. Ai, că asta e din Vechiul Testament departe. Numai că nu a rămas în Vechiul Testament. Dar mai există un capitol 25 în Biblie, ca să nu vă încurc prea tare. Ați auzit de Matei 25? Știți că și acolo este o altă familie. Cum se numea? Familia fecioarelor. Aia da, era familia fecioarelor. Toate erau fecioare, toate îmbrăcate frumos, toate au ieșit într-un loc public. Aveau o mărturie frumoasă. Cred că și cântau cântări. Și dacă întreba cineva, ce faceți fetelor aici, care era răspunsul lor? Noi îl așteptăm pe mirele. Și ați vrea să fiți ca ele. Aha, de ce? Aha. Dar cum? Nu toate trebuia să fie înțelepte. Nu toate trebuia să fie sfinte. Nu toate trebuia să fie pregătite. Că spunea fratele păstor la început, vocabular avem, cântări avem, mărturii avem, la imagine câteodată stăm bine, până când se vede diferența. Mă gândeam la aspectul acesta, strigătul, iată mirele, ar trebui să fie cel mai frumos strigăt care îl putem auzi vreodată. Și știți că pentru unii, iată mirele, va fi cel mai cumplit strigăt pe care îl voi auzi vreodată. Vine mirele și noi, pe din afară. Eu cred că este o seară de cercetare. Și eu cred că Dumnezeu în bunătatea Lui chiar vrea să-și curățe biserica. Acum, curățirea bisericii poate avea în două feluri loc. Există o curăție prin pocăință personală când vin eu la Cruce, la Golgota, mărturisesc, dar mă și schimb, iau hotărâri și trăiesc cum îmi cere Dumnezeu în lumină azi, în fiecare zi, cu perspectiva veșniciei. Dar mai există o curăție când o face el la final sau când hotărăște el. Îl mai curățe pe câte unul într-un fel, altul așa și apoi la final îi desparte ei. Eu vă propun în seara aceasta să începem noi, să ne așteptăm până o va face Domnul. Atunci, târziu, nu mai are rost lacrim, nu mai are rost nimic. Atunci poți bate la ușă, Doamne, deschide-ne, nu mai contează nimic. Deci, încă o dată, dacă ne dăm seama că nu mai avem descernământul care-l avem, dacă noi constatăm că înaintăm în vârstă, dar nu ne maturizăm în relația cu Dumnezeu, că vedeți, din punct de vedere spiritual, cu fiecare an de credință, noi ar trebui să fim mai ager la minte, mai înțelepți, mai plini de Dumnezeu, corect? Dacă vedem undeva că ne sclerozăm sau ceva nu-i bine în relația cu Domnul, spunem, Doamne, dar nu mă lăsa. Adică ce se întâmplă cu mine? Ai zis că unii... La bătrânețe sunt plin de suc și verzi, eu văd că mă usuc. Știți, la un moment dat, David spunea că e sătul de locuri uscate și de astea. Eu și ce-i spun Domnului, Domnule, nu mă interesează atât de mult locurile. N-aș vrea să fiu eu uscat. Că dacă eu sunt verde într-un loc uscat, e minunea lui Dumnezeu să vin să fie El nenorocirea ar fi să fiu în cel mai bun loc, să fiu pe marginea izvorului și cum să fiu? Eu să fiu uscat, asta ar fi tragedie. Trebuie să vegem asupra noastră. Trebuie să vedem unde ni se duce inima, ce ne interesează. Iar dacă poate am fost obișnuit toată viața să-i mai coordonăm pe unii, că așa se face, că așa se face, mă refer la sora aia, da? Măcar la bătrânețe să spun, Doamne, mi-a venit mintea la cap, nu mai trag eu sforile. Te las pe tine Dumnezeu să decizi și dacă mai îmi dai viață, sănătate, voi spune copiilor mei și nepoților mei așa, măi, lăsați-l pe Dumnezeu să decidă că El ne iubește, El știe. Dacă ne vine gândul acesta că, Domne, acum ai momentul să profite, ascultați, noi nu trebuie să profităm de pe nimeni nici măcar de pe frații noștri, sau cu atât mai mult de pe frații noștri. Spuneți-mi, dacă samariteanul milostiv avea gândul profitului, călca frâna, ce i-a ieșit lui din toată afacerea asta? Punga goală, zicea Nu, nu l-a lăsat Dumnezeu cu punga goală. Ascultă, Dumnezeu nu l -a... Da, da, a cheltuit a riscat, a cheltuit. Dar pe el nu e interesat profitul acesta. Un păgân să aibă bucuria că a ajutat pe cineva. Și dacă l-aș întreba, păi ce ai câștigat? Să spun, păi Viorele, dar eu am mulțumit Dumnezeului, așa cum am știut eu, că nu-s eu în locul lui, că puteam să fiu eu acolo. Puteam să fiu eu înorocitul. Și Dumnezeu a îngăduit să nu fiu eu. Am venit sănătos, am putut opri, am avut la mine ce a trebuit, am avut și bani să-i dau. Adică e privilegiul lui Dumnezeu. Tu înțelegi că ăla era nenorocit, nu eu. Și eu am fost binecuvântat să mă ocup de el. Să, să, gândească un samaritan în felul acesta? Și un pocăit să gândească, dar ce iese la toată afacerea asta? Un copil al lui Dumnezeu care se uită la Hristos, la toate celelalte, care mărturisește că pentru noi e importantă veșnicia, să decide totul doar prin azi? Ce câștig azi? Sau întrebarea să fie ce mă ajută să fiu bine în ziua aceea? Urarea lui Pavel, una dintre cele mai mari urări, asta era. Dumnezeu să vă ajute în ziua aceea să fiți cu fruntea sus, fără rușine, fără teamă, în ziua revenirii lui Hristos. Da, cred că unii, probabil că unii, nu știu, dintre voi, dintre tineri, ar trebui să ia azi hotărârea să se pocăiască și nu pentru ce vor primi azi, mâine, poi mâine, ci să se pocăiască pentru ziua aceea, pentru ce le va oferi Hristos. Și noi de obicei la asta ne gândim, că oamenii se pocăiesc odată ca să... Dar eu cred că noi ar trebui să ne gândim și la noi. Și ascultați-mă, să vă spun eu care e vestea bună. Noi nu trebuie să ne pocăim de păcatele altora. Noi trebuie să ne pocăim doar de ale noastre. Și nu trebuie să ne pocăim de păcate din astea mari de tot dacă nu le avem. Noi trebuie să ne pocăim doar de vulpele alea mici care strică. Înainte de a urca, fratele păstor mi-a spus că a început vacanța și că unii au plecat în vacanță. Și am zis, Domnul să-i binecuvinteze. Dar știți ce nu i-am zis fratelui pastor? Mi-a venit o întrebare, oare noi care suntem aici, suntem în vacanță sau nu? Eu nu n-am plecat nici în România, nici în altă parte, dar noi am fost în vacanță? Știți unde o să ne dăm seama dacă am fost aici sau în vacanță? Când o să ne rugăm? Dacă în momentele următoare o să ne rugăm tot pentru poveștile noastre nemuritoare, știți unde ați fost în ultimele două ore? În vacanță. Nu m acasă stat pe fotol în biserică, dacă cu minte ați fost în vacanță. Dacă în seara aceasta o să ne întoarcem spre Dumnezeu și o să ne mărturisim sincer starea, atunci e bine. Când vă rugați, nu uitați, după ce vă rugați pentru voi, pentru alții, pentru cei din lume nepocăiți, că și la ei trebuie să ne gândim, pentru noi ca să le ducem vestea și să spunem oamenilor, nu totul este astăzi, nu totul este aici. Gândiți-vă la lumea viitoare. Dacă unii spuneți că nu aveți nevoie de Hristos deloc în viața asta, deși nu știți, gândiți-vă, în ziua judecății veți avea nevoie de Hristos. Asta trebuie să fie mărturia noastră. Nu uitați să vă rugați și pentru frații din Cuba, să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Nu uitați să vă... și pentru o grămadă de necăjiți, poate să fie din alte țări. Nu uitați să vă rugați pentru cei persecutați, care nu se pot aduna în liniște, în pace. Și cereți lui Dumnezeu privilegiul să ne folosească pe noi. Să-i folosească pe alții, dar să ne folosească și pe noi. Haideți cu încredere să ne rugăm lui Dumnezeu. Vă invit la rugăciune.